Patru persoane, printre care o minoră, au ajuns la spital cu mai multe traumatisme după ce mașina în care se aflau s-a tamponat cu un alt vehicul. Accidentul a avut loc noaptea trecută în apropiere de localitatea Brăviceni, raionul Orhei. Potrivit oamenilor legii, unul dintre șoferi ar fi pierdut controlul asupra volanului, cel mai probabil din cauza condițiilor nefavorabile, și a intrat violent în mașina care venea din față. Impactul rutier s-ar fi produs pe la orele 18:30. Șoferul automobilului de model Citroen, un bărbat de 40 de ani, care se deplasa din direcția nord, din circunstanțe la moment nestabilite, a intrat pe banda cu sens opus și s-a ciocnit cu automobilul de model Toyota, la volanul căruia se afla un alt bărbat de 40 de ani. În urma impactului, ambele autoturisme au fost proiectate în șanțul de pe marginea drumului. Ambii șoferi, dar și pasagerii, au fost internați de urgență la Spitalul Raional Orhei cu multiple traumatisme. De asemenea, ambele autoturisme au fost grav avariate. Inspectorii de patrulare cercetează cazul.